Bună seara, dragii scuteriști, să vă numesc așa, mai nou așa vă numesc. O secundă să las asta pe bară. Astăzi, de fapt, am primit niște întrebări. Vreau să-mi fac și eu scuterul sport, tuning. Bine, eu am înțeles, i-am spus doar câțiva pași. El mi-a spus că a cumpărat doar setul motor. Ei bine, nu faci decât să-l strici. Nu te ajută la nimic. Și haideți să vă explic astă seară care sunt pașii normali în care tu să faci un scooter sport din toate punctele de vedere și să lucreze corect componentele între ele, da? Bine, acum vă explic anumiți pași. Degeaba ți-ai luat un set motor malosi. Când tu, de fapt, pe scooter, pe partea din spate sau ambielajul, îl ai stoc. Bine, ok, te ajută cu o vit... De fapt, ce să te ajute? Ba, îți moare motorul, nu are destul aer. Ba, nu-ți pornește. Ba, carburatorul nu-i dă benzină. Ba, muzicuța, stai că nu-i trimite benzină. Bujia nu-ți ține bine. Ei bine, astăzi am făcut o listă. Care sunt pașii normali în care tu să-ți faci un scooter sport. Vorbim despre, mai întâi despre Yamaha Aerox. Am scăpat puțin de emoții, vedeți, nu mai am așa multe emoții. Vorbim despre Yamaha Aerox, cel mai căutat motor pentru tuning. Și să ne uităm. I-am explicat domnului că mai întâi trebuie să cumpere un set motor malosiv. Și ar fi ăsta. Da? Deci, set cilindru. Aici ți le, vi le dă pe toate la 782 de lei sau ceva de genul, în care îți dă garnituri, segmenți, lamele, cilindru, piston, chiuloasă și garniturile de chiuloasă, da, și de setul motor. Ok, este un preț foarte bun, 768 de lei, da? Merge pe mai multe motoare. Odată, cu asta începi, da? După aia, îți iei un variator malosi multivar, da? Variatorul malosi multivar este 310 lei. Atenție, diferă de la scooter la scooter prețurile, da? Nu este acela, eu am vorbit doar de Yamaha Aerox, care este aproape cel mai căutat motor pentru tuning. Le vedeți, da? 310 lei, în care îți dă rolele, arcul de la ambreiaj și variator, altceva nimic. Ok, e de ajuns. După aia te duci și ții ambreiajul după spate, da? În care conține arculețele și ambreiajul în sine. Nu-ți dă oala de ambreiaj, asta ți-o iei tu separat, da? Sau dacă o găsești, e fly clutch, este destul de ok, diametru de 7, de 107 mm, este ok. După aia te duci și îți trebuie ambreiajul. Ambreiajul este unul dintre, cred că, cele mai scumpe. Este 12 milioane 78. 1278, da? În care îți dă ambielajul și coronița, am uitat, ce am uitat, am uitat cum se numește, în fine, de bortul de 12. Ăsta nu mai are moarte, eu vă garantez că ăsta nu mai are moarte după ce l-ai luat și l-ai montat, da? Ăștia sunt pașii, după aia te duci și trebuie pe spate tot așa, oală de ambreiaj. Pe malosi am căutat, nu prea am găsit în România, însă am un Stage 6 care este destul de ok. Oala asta de ambreiaj. Ok, ai pus-o peste ambreiaj, toate bune și frumoase, îți mai trebuie și o curea de transmisie. Este 160 de lei. Îți rezistă, nu ce o mănâncă. E de ajuns. Așa. Mergem la grup pe spate. Atenție, și grupul pe spate, da, se schimbă. 310 lei, la fel nu-ți dărâmă grupul dacă l-ai montat. Dacă nu-l montezi și îl lași așa, atenție cu piesele stop, ți le dărâmă, ți le mănâncă pe rând, vă garantez eu că vi le mănâncă pe rând. 310 lei se merită ca să nu-i dai daună la scooter. După aia carburatorul, l-am ales un carburator de 19, care este destul de ok, șoc manual, îl vedeți, este cel din poză, sunt foarte scumpe și astea, într-adevăr 590 de lei. Da? Ok, ai luat și carburatorul, după aia te duci și ții un filtru de aer malosi, uite, pentru între 15 și 21 carburatoarele de la Scooter Center. Recomand pagina asta să-ți cumpere anumite produse, sunt foarte ok băieții. Ți le-ai luat pe astea, după aia ții și un capac de pompă
Da? Tot de la Scooter Center. De ce acest capac de pompă? Pentru că are aerisirea mult mai bună, adică prinde mai mult aer decât cea clasică, care este un fel de fier care se pune peste el, se încinge de dracu, iese și apa cea nenorocită. Ca bonus, ce poți să-i mai faci? Poți să-i pui radiator în față, care poți să-l conectezi la baterie și să-i bagi un kill switch, să-l numim așa, on-off, când pornești scooterul ca să nu-ți mănâncă bateria, îl conectezi la bateria din spate, un kill switch undeva pe la mijloc, on-off, doar când pleci și pornești motorul. Așa mai primește, îți încarcă bateria decât să o omori, că tu practic o omori. Ai făcut acești pași, vă garantez eu că ăsta înseamnă un scooter sport, conceput complet. Nu doar setul motor, atenție, nu se schimbă doar setul motor, nu-i pe ei pus un set motor, băi, am scooter maloc, gata, am scooter sport, cum era băiatul cu 5.000 de lei, nu știu în ce a băgat 5.000 de lei, după aia urmează cele estetice, dacă vrei să le faci, poți să-i pui un conductor bun la apă, poți să-i pui amortizorul pe spate, pe gaz, ca să fie așa frumos, să fie treaba, da? După aia încep cu esteticile, pa, la revedere. Ăștia sunt pașii normal ca tu să faci un scooter sport. Există fel și fel de piese, adică de la diferite mărci. Eu am lucrat numai cu Maroși, mi se pare destul de rezistente, destul de ok, destul de stabile. Într-adevăr, există și Polini și Top Performance și ETC, etc. Sunt multe altele sport. Ăștia sunt pașii de trebuie urmăriți, aveți mare grijă când le puneți, și rulmenții puteți să-i puneți și, ia să ne uităm noi, rulmenți, Yamaha, Aerox, ia să vedem noi ce rulmenți găsim noi pe aici. CKF. Da? Sunt destul de ok. Nu-ți bubuie motor dacă îi pui. Fă lucrurile astea și cu siguranță vei putea spune că băi, am un scooter sport. După aia tu poți să-i dai câteva găuri în partea de transmisie la capac, să aibă un fel de aerisire, mi se pare o porcărie, dar tu poți să faci lucrul ăsta, să tai din acel capac. Și cam atâta. Dacă vrei, v-am spus, improvizație pe partea de răcire la radiator, dacă este răcire pe apă, îi pui un ventilator, eu am pus odată două ventilatoare conectate la bateria din spate cu un kill switch la mijloc. Da? Îl porneam și îl opream doar când mergeam cu scuterul, era destul ok, mergea foarte bine, răcea foarte bine. Așa că o să vă las chestia asta, dați mai departe, vă rog să fiți mai activ pe pagina noastră de Facebook, pe grupul nostru și încă ceva, vă rog să dați like și la pagina noastră de Facebook, avem și servicii reparații scutere în București, puteți intra să vedeți și de asemenea și canalului nostru de YouTube, abonați-vă, este totul gratuit, nu trebuie să plătiți niciun leu, da? Este totul gratuit, pur și simplu intri pe pagina pe care am pus-o mai devreme pe YouTube, dați la noi și nu trebuie decât să dai abonează-te, unde să dau eu ca să vă arăt ca Fabiverse, așa, exact așa, abonează-te, atât, nimic mai mult, nu costă mai mult, așa că băieți vă las în continuare, însă mândru de voi pentru că cu voi evoluăm noi. Și vă mulțumim enorm. Vă ajutăm încât să nu fie nevoie să reparați scutere, să vă duceți la diferiți mecanici, la X, la Y. Cred că puteți să reparați și voi acasă. Nu este nevoie să vă duceți în altă parte, pentru că sunt fel și fel de mecanici în care o să vă mănânce de bani. Am prieteni, mulți prieteni pe care s-au dus să instaleze, nu contează, nu dau nume, niște fire și a luat 2.700.000 sau 3 milioane, nu știu, un fel de sume din astea. Atenție mare unde vă duceți. Mai bine faceți voi acasă, am prieteni care au învățat de la mine și mă bucur enorm. Deci atenție unde vă duceți. Da? Vă mulțumesc și paște fericit, ce să vă zic. Numai bine!
Așa, spre rușinea mea am uitat să vă zic și despre tobă. Un al doilea lucru important. Puteți să-i puneți o tobă, Giannelli Record, este foarte bun. E ok pe sistemul pe care l-am explicat mai devreme. Nu vă aruncați către Malossi tobă, pentru că e undeva la 2000 de lei sau 500 de lei SH. Dar vă recomand și Giannelli Record, da? Acum chiar v-am lăsat și aveți grijă de voi. Numai